Astăzi e luni, e ora 10 dimineața, asta înseamnă că noi avem un tutorial nou. Băi, să știți că m-am gândit foarte mult la ce piesă să fac de data asta tutorialul. De asta l-am filmat chiar ieri și l-am editat tot ieri. Eu de obicei tutorialele filmez mai devreme, în timpul săptămânii, și apoi le editez către sfârșitul săptămânii. Dar nu a fost cazul și aici. Așa că astăzi, la tutorialul numărul 38, am decis să vă arăt piesa Sârba Creață în varianta Orchestrei Extraterestre. Nu vă mai spun că asta e o piesă frumoasă, extraordinară, deosebită, că deja vă știți. Așa că eu propun doi pași. Primul pas este să vă abonați la acest canal. Faceți asta apăsând butonul ăsta roșu unde scrie abonează-te. Și pasul 2, hai să ascultăm piesa.
hai să vedem acum foarte rar totul, foarte detaliat. O să vă explic locurile mai complicate, da? Și o să vă arăt. Eu sper că se vede bine din unghiul ăsta. Să vedeți toată digitația, toată melismatica, orice trecere în poziție, pentru că folosim mult poziția a doua aici. Și hai să mergem cu intro-ul, da? Un... Deci așa este. Un, pauză și apoi mergem de la fa diez. Aici la sfârșit avem sol mordent în jos. Da? Cu fa diez. Încă o dată. Un, și la becarul, da? Mai departe, un, iarăși pauză. Deci, pe re mordent în sus. De la re venim spre do. Aici pe si mordent în sus cu do becar. Și aici avem mordent dublat, da? Practic două ori și a treia este recurat. 2 și 3, da? Așa trebuie să sune astea două. 1. Așa, mai departe. Se începe aici în semipoziție. Deci ce înseamnă semipoziție? În loc de degetul 2 pe do diez va fi degetul 3, pe si vom avea degetul 2 și la diez degetul 1. Și aici avem, la si avem un mordent în jos cu la diez, da? Toată chestia asta se face foarte repede. Da, deci... Apoi... Do diez mi fa diez sol. Da, încă o dată. Mordent în jos, sol. Deci aici avem iarăși melismul ăsta ca la început. Și avem și un mordent în sus pe fa diez. Aici mergem de la mi. Da? Încă o dată locul ăsta tot. Acum, la fel în sus cu arcușul, avem un la, care este un fel de legătură spre ultima bucățică. Da, deci la ăsta face legătura cu ultima bucățică. Avem forșlag sau păgetură spre sol. Acum sol, do, același deget, da? Puteți să-l puneți chiar un deget pe ambele corzi deodată ca să vă fie mai comod. Da? Apoi mordent în jos pe do.
Deci, practic, seamănă cu locul ăsta care era pe Mi, da? Tot așa cu La spre Si, doar că este pe coarda La. Aici era pe Mi spre Fa, aici La spre Si. Și la sfârșit avem... Încă o dată locul ăsta tot. Da, ok. Nu este nimic groaznic dacă puneți vreodată La becară în loc de La bemol, ca să știți, pentru că nu sună chiar așa de diferit, dar totuși e mai bine de făcut la semiton. Da? Eu câteodată mai pun la ton, la semiton, nu e mare diferență, dar vedeți și voi cum vă sună mai bine. Hai încă o dată acum tot intro-ul să legăm rar un... Se repetă un... Deci aici de-a doua oară merge un mic, să zic așa, o mică surpriză, ca să fie puțin diferit de prima. Când ajungem la solul ăsta, atingem și la ăsta puțin. Așa, la urmă, da? Și apoi tot de la el venim în jos, da? Da, prima era simplu. A doua e cu La. Ca să fie așa mai frumșel, mai de-a doua oară. Mergem mai departe. Aici, după asta, am schimbat eu puțin așa a doua oară, că mi-a plăcut mie un pasaj mic să-l fac. Da? Sună cam așa. Deci, el se află aici chiar la jumate din bucata a doua la repetare, da? Deci... În a doua jumate a bucății, da? După Mi spre Fa. Voi puteți să o cântați prima de două ori, dacă nu vă place așa sau dacă vreți să o cântați simplu, da? Dar eu vă arăt și astfel. Așa sună. Și mai departe merge la fel cu La. Aici puteți spuneți după două ăsta, de-a doua oară și la fel cum ați spus Sol spre La, știți, chestia aia, s-o puneți spre Re aici. Sau puteți să o lăsați simplu. Da? Deci hai, a doua bucată să vă repet încă o dată cu variațiile mele și mergem mai departe. Deci la sfârșit puteți spuneți aici ori ca prima oară, puteți spuneți și mordent dublat, dacă reușiți, sau puteți spuneți simplu trill.
3 la semiton, de asta rapid, ultenesc, da? Sau? Mordent de asta dublat, care sună mai mult la manele, da? Sau la muzică de asta pe ritm, da? Deci eu am ales să pun în tempo trilul, voi alegeți cum vreți voi. Hai să mergem mai departe, partea întâia deja cu tempo de sârbă, sună cam așa. Asta e prima jumătate, da? Hai să o vedem mai rar. Primele note, da? Sol cu fa spre sol, da? Mordent în jos primește. Doar că să fiți atenți că la sârbă sunt trioleți, da? Sunt câte trei note și trebuie să fie egale orice mordent, trebuie să fie egal, da? Deci se aud ca trei note, ca și cum ar fi do de sol, da? Și la toate trebuie să fie așa, mordentele, trilurile și tot ce se face, este mai bine când sună egal în așa cazuri. Chiar și aici, vedeți? Nu-l fac, dar-l fac egal. Deci, hai de la început rar. Aici este mi bemol si, da? Același deget, degetul 4, destul de incomod locul, dar vă deprindeți, da? Încă o dată până aici. Mai rar. Acum, după fa diez, trecem în poziția a doua. Aici înapoi intră a întâia. Deci, aici este chestia mai complicată pentru intonație, mai ales, pentru că trecem în poziția a doua, da, spre mi bemol. De la fa diez, spre mi bemol, degetul 3, da? Trebuie să fie curat mi bemolul și întindem spre fa diez, deci 4, da? Aici avem trilul ăsta spre si mordent și pentru că avem deci 1 pe si, nu mai facem cu la diez mordentul, îl facem cu la becar. Și apoi si forșlag spre re mordent în jos. Reținut, așa ultenește, da? Încă o dată toată bucata asta. Puțin mai rapid. Dacă observați aici că n-am eu mordentul pe re, în poziția a doua, da? Cu degetul 2, îl fac cu do diezul, da? De alături. Pun degetul 1 alături. Ca așa nu sună bine cu la ton.
Așa, este clar cu bucata asta, cred. Mai departe mergem. Avem niște pasaje. Hai să vi le arăt foarte rar. Nu sunt grele, doar că trebuie să le memorați. Deci primul este pe sol major, tonalitatea. Deci avem arpegiu, prima notă, sol, sol de jos, si, re, sol, si. Asta ar fi primul pasaj, da? Acum, următoarea armonie avem do minor 6, da? Se începe de la la în cazul ăsta. La 0. Deci la, la becar, do, mi bemol, la, do. A treilea pasaj, pe mi minor merge armonia. De la si, si, mi, sol, si, mi, sol. Apoi avem pe, iarăși pe do minor, da? Deci este deja pe do minor simplu. Și avem de la sol, sol, do, mi bemol, sol, do, mi bemol. Și ajungem la sol. Deci hai încă o dată să le facem pe astea. La minor 6. Mi minor. Do minor. În tempo sună așa pasajele. Trebuie să punem accent la fiecare început de pasaj, ca să avem control asupra ritmului și asupra accentelor, da? Să vă arăt ultima bucățică asta. Deci... aici avem... cu la, da? Forșlagul ăsta la, mergem, notele de bază sunt fa, de sol, dar băgăm și la ăsta forșlag, să fie mai frumos. Asta este, de fapt, mordent dublat, dar în tempo, credeți-mă că nu se mai înțelege nimic, așa că chiar dacă îl faceți trill aici, nu o să se observe mare diferență. Și trill la nota si. Mi bemol. Ai toată repetarea asta, pentru că partea asta se repetă de două ori. Eu acum am cântat, v-am arătat prima repetare. A doua diferă puțin, da? Hai să facem prima, mai întâi puțin, da? Toată lipită. Pasaje. Accent. 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 Da? Încă mai tempo. 3 și... Așa este prima repetare. Hai să mergem spre a doua. A doua se începe la fel, desigur că...
Deci prima jumate din a doua repetare este la fel ca prima repetare, da? E sunt aceleași note. Și aici merge schimbarea. În loc de pasajele astea merge. Deci avem aici poziția a doua deodată cu degetul 2 pe sol becar. Deci trebuie important să facem reul ăsta la timp, că este în auftact. Da? Apoi la si do trecem în poziția a întâia, da? Așa sună în tempo. Da, deci mordent jos, triel, venim spre si, apoi mordent jos si și do triel rapid la semiton, da? După asta merge pe mi minor un pasaj, puțin diferit, până la si, da? Arpegiu pe mi minor. Mi, sol, si, mi, sol, si. Avem ce am avut și pe coarda la, doar că aici este pe coarda mi, pasajul ăla de la sfârșit. Cu fa diez și mi bemol, da? Da? Și sfârșitul. Este la fel, doar că venim spre sol deja. Prima oară este. A doua oară e așa, spre sol. Da, și notele aici sunt puțin altfel, da? Este ca la pasajul ăla cu trecerea în poziția a doua. Ok, hai să recapitulăm repetarea a doua la partea a întâia. Și recapitulăm toată partea întâia cu ambele repetări. Deci, practic, începutul, partea întâia. A doua repetare. Hai să mergem acum cu partea a doua, sună cam așa. Până aici vă arăt rar, da? Până la pasajul ăsta. Deci se începe de la re diez, forșlag, mi și re, da? Do diez, forșlag, mi și re, da? Do diez și re sunt notele de bază. Da? Deci merge așa. Do diez mordent în jos acum. Da? Cu do becar, cu si diez, cum ar veni.
Vedeți că pun deci tu 1 aici de sub. Aici doar atingem miul, da? Do, tril, rapid și si, mordent în jos, da? Si, forșlag spre re și nota sol cu tril rapid. Oltenește, da? Ambele corcușuri în sus. Da? O să vă fie comod în tempo. Mai departe, trecem în poziția a treia, deci 1 pe sol. Facem sol ăsta forșlag, da? Deci 1 spre la tril rapid. La simeton, desigur, ca de obicei. Și revenim spre sol, da? Și aici avem sol spre fa mordent în jos. Da? La semiton fa diez cu mi diez sau cu fa becar, cum vreți să-i spuneți. E aceeași notă. Și retril, da? Deci de la solul ăsta trecem în poziția întâie, da? Așa, hai încă o dată bucata asta. Mai departe. Deci aici cred că nu trebuie să explic mult. Da? Cu mi becar, da? Apoi se repetă încă o dată începutul. Până aici, da? Și aici trecem în poziția a treia ca să facem un tril, da? Deci chestia asta se repetă. Da? Să facem chestia asta trebuie să trecem în poziția a treia cu degetul 1 pe re. Același lucru practic ca și aici. Doar că este pe coarda mi. Încă o dată bucățica. Asta iarăși se repetă. Și iară. Deci, spre pasaj, avem locul ăsta, doar că îl facem cu arcușele aparte, da? Orice notă aparte. Și apoi avem un pasaj pe sol major, care începe un corcuș în sus. Și glisando pe si. Deci, sol, si, re, sol, si, re, sol, la, la diez cu 3. Și glisando luăm deci 4 de mai jos și îl ducem spre si. Și puțin înapoi. Asta e stilul ăsta oltenesc și mai mult stilul lui Sile de la Cernica să fac chestiile astea. Hai încă o dată partea asta ca să înțelegeți voi structura ei, da? Prima repetare este așa. Se repetă.
parte. Triel pe sol, pasajul în sus, pe sol major. Ok, hai deci să vă arăt a doua repetare. Deci se primește siu glisando. Apoi lau cu arcușul în jos mai departe. La tril, la semiton rapid, apoi sol becar, mordent în jos cu fa diez. Apoi avem trilul pe fa, da? Eu îl fac de la mi spre fa, da? Să aibă așa să fie mai dulce puțin. Mai departe. Mi becar, re tril. Astea toate la un arcuș. Deci cum merge reu în jos, astea la un arcuș. Pentru că tempo o să fie foarte rapid, ați văzut și voi și trebuie să reușiți să faceți chestiile astea. Da? Hai deci. Mai rar. Deci, mai departe, locul ăsta sună cam așa, de la la spre do, mordent în jos. Și apoi se repetă ca la începutul părții, da? Ai încă o dată mai rar. Da, tril pe re, do diez, mordent în jos cu si diez sau do becar, cum vreți. Apoi do mi fa șlag, re notă de bază. Și faceți puțin glisando după re ca să mergem mai departe, da? Și apoi merge partea cu melodia de bază, da? Da, deci hai încă o dată locul ăsta. Glisando. Mergem mai departe. Se repetă. Deci sfârșitul ăsta puțin tot diferă. Este vorba de locul ăsta. Nu este nimic complicat. Se începe în sus, totul la parte, da? Fiecare notă are arcușul ei. Sol, re, si, sol, si, re, sol, si, re, sol. Arpegiu simplu, da? Pe sol major. Ok, hai acum să recapitulăm toată partea a doua cu ambele repetări, prima repetare și a doua repetare, ca să vedeți structura.
mergem spre partea a treia. Partea a treia la fel are două repetări, deci practic toate părțile se cântă, prima repetare se cântă într-un fel, a doua merge puțin diferit ca să creezi puțin așa ceva mai special, să creezi o stare, da? Așa sună partea a treia. Da? Asta este repetarea. O să vă arăt detaliat fiecare repetare. Hai, mergem cu prima repetare. Deci de la sol se începe, da? Sol, fa de sol. Luăm grupetul de ăsta de sus spre fa. Aici avem și un mordent în jos, pe sol, da? Și aici avem, la fel, forșlag spre mordent în jos, da? Mai departe. Deci. Mergem sol mordent în jos. Trilurile rapid ca la muzică oltenească, da? De la re luăm. Aici suntem în poziția a treia și apoi revenim într-a doua, în prima, da? Și aici avem un melism interesant, mordent în jos, pe si, apoi re, forșlag și două note de bază. Dar toate la un arcuș în jos, da? Deci. Dacă cumva nu reușiți în tempo chestia asta, puteți să o simplificați, să o cântați, zicem. Dar să nu treceți în poziție, da? Ca să nu fie murdar. Mai bine să fie mai simplu, dar să sune curat, da? Deci încă o dată începutul părții. Mai departe. Da? Deci mergem. Așa e mai frumos. De la sol mordent în jos. Sol mordent în sus. Avem apoi cu la becar. Aici. Mi bemol. Miu este nota de bază cu fa diez, da? Dar avem, atenție, poziția a doua aici, da? Deci mi bemol cu degetul 3. Și ne oprim pe miul ăsta, da? Deci avem forșlag do spre mi mordent în jos o dată și apoi la sfârșitul notei mi bemol încă o dată facem mordentul în jos. Ca să fie efectul ăsta, da? De întindere. Mai departe de la re fa forșlag. Deci. Suntem în poziția a doua, da? Rămânem în poziția a doua.
Și aici trecem într-a întâia, cu, deci 2 pe 2. La fel locul ăla, știți, cu si și cu re, da, care l-am mai avut anterior. Și aici avem do diez tril. Îl facem cu la, că n-avem încotro. Cu la becar am de da. Și se repetă prima, a doua bucată din prima repetare se primește, da? Deci hai încă o dată să o facem asta. Mai departe, pasaj. Merge pasaj pe sol major septacord. Da? Doar că sunt notele astea. Fa, sol, sol diez, la, fa, re, si, sol, fa, mi. Da? Fa becar. Și punem accent pe la. Mai departe merge așa, mordent 1, da? Deci după mordentul ăsta și nota re, trecem în poziția 3-a, aici pe corda sol, da? Și cântăm mordent în jos pe re. Da, re, deci 2. La semiton, da? Cu do diez. Apoi do becar la sfârșit, la fel cu mordent. Și se primește așa. Principal să fie egale toate melismele, toate mordentele, da? Ok. Mai departe avem sol, sol, do, re, mi, da? Se primește auftact, da? Este din auftact, este până la începutul următorului tact, se cântă solo, este ultima notă din triolet, apoi mergem cu încă 3 note. Deci solo este mordent în jos. Chestiile astea cu forșlaguri scurte nu este numai decât să le faceți pe fiecare notă cum le fac eu cu marar. Puteți să mai evitați câte o notă pentru că în tempo o să fie foarte greu să le faceți sincron, da? După trilul pe re, da? Mergem în poziția 3 iarăși. Și facem locul ăsta care l-am avut aici. Doar că aici a rămas pe mi bemol, da? Dar aici venim înapoi la do, da? Ținem. La fel mordent în jos și spre do, da? Deci. Așa, mai departe. Da? De la re. Da, deci cam așa e locul ăsta. Da.
și mergem spre sol, da? Și se repetă deja toată partea a treia, da? Deci se primește venind spre a doua repetare, da? Dar până să vă arăt a doua repetare, hai să vă recapitulez prima repetare asta, da? Mergem spre a doua repetare, ascultați-o. Până aici se repetă. Chiar până aici se repetă, da? Tot exact ca la prima. Și aici diferă deja pasajul. Deci aici și pasajul ăsta vi-l arăt, pentru că restul se repetă. Deci care este diferența aici? Pasajul de la prima repetare se cântă de la fa. Dar aici la două repetare deja se cântă de la sol, da? Da? Deci ajungem până la si, da? Apoi mergem mai departe, chiar din tact. Da? Și în tempo sună cam așa. Da? Hai încă o dată mai rar să vă arăt pasajul ăla. Și mergem. La becar, si becar, do, re, mi, fa diez, sol, si becar, do, re, mi bemol, fa diez, sol, la, si, sol. Deci aici avem forșlag cu si-ul ăsta bemol, îl atingem, da? Da, puteți faceți dublu forșlag, adică să-l faceți și pe următoarea notă. Da, dar nu știu dacă în tempo o să reușiți. Da, și vine spre do, si, do. Acum trecem în poziția a doua cu 1 pe do. Da? Deci și mai departe merge, da, trecerea asta, legătura asta care am mai avut-o și mai devreme. Am avut-o între repetările de la partea asta a treia, da? Deci se repetă și aici. La fel cu la becar, da? Și
se duce spre partea asta, spre partea a patra. Acum vreau să recapitulăm toată partea a treia, ambele repetări, ca să vă fie clar. Deci... cântați cu mine. Și mergem spre partea a patra. Hai că am ajuns și la partea a patra. Hai să vedem ce avem aici. Este un fel de parte de asta standard, știi? Cam așa sună. Este puțin încurcată, dar eu vă fac mai clar, ok? Hai să vedem, deci... asta e prima bucățică, o luăm pe bucăți mici. Da, deci mordent sol. Primele două, primele trei note, de fapt, cu tot cu mordentul, sunt legate în jos. Apoi astea doi de sol, ăștia doi de sol, îs cu pauză între ei și s-a ambii în sus. Da? Aici tipic. Da? Aici avem do, mi, forșlag. Da? Mai rar. Cu do diez, da? Acum avem, da, o luăm de la mi, mi spre re mordent jos, da? Așa trebuie să sune. Deci. Până la do becar mergem aici, da? Și acum de la do diez luăm forșlag înapoi spre si mordent, în jos. Da? Încă o dată bucata asta toată.
Ok, mai departe mergem. Avem un little passage, da? Se începe de la si, cu arcușul în sus. Și aici atingem si-ul încă o dată. Aici atingem solul după mi. Da? Încă o dată. Ok. Deci aici atingem a treia oară, de fapt, să primești o notă. Și în cazul ăsta nota mi, da? Astea sunt forșlaguri foarte scurte, care trebuie să le facem la pasajele astea de improvizație, da? Ca să sune mai frumos. Aici treaba asta ultenească ca la Flore Cioacă, da? Cu trilul ridicat, dacă reușiți. Dacă nu reușiți, nu-l faceți mai bine. Da? La fel cu la becar, că nu avem încotro. La diez, si. Mai departe. Da? Venim la do becar. Deci încă o dată sfârșitul ăsta. Se duce spre a doua jumătate a părții. Încă o dată până aici recapitulăm, da? Hai mai bine să luăm pasajul ăsta de la Seeker. Acum toată bucata asta de la început părții încă o dată. Ok, acum că am ajuns la solul ăsta, o să avem un pasaj în sus până la solul ăsta și până la si, dar o să-l avem nu pe trioleți, da, să fie cât 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ca la sârbă, dar o să fie cât 4, da, deci mai repede puțin o să trebuie de cântat. Dar tempo-ul o să fie de sârbă, deci acompaniamentul ține sârbă, noi cântăm notele cu structură și ritm ca la horă sau ca la brâu, da? Așa e stilul. Deci notele sunt așa: la diez, si, do diez, re, mi, fa becar, fa diez. Și se repetă cu octavă în sus, da? Și acum ajungem la solul ăsta de sus. Avem mordent în jos pe el. Da, avem pe fiecare notă chestia asta cu forșlag scurt.
Și aici deja sunt optimi egale, da? Deci încă o dată de la pasaj. Acum glissando cu degetul 4 spre si, da? Îl tragem de undeva de pe la la diez, cam așa. Și înapoi, puțin la sfârșitul notei. Deci, și apoi venim la sol tril și fa becar mordent în jos. Da? Trecem în poziția 3 acum, digitul 1 pe re, cum am mai avut așa locuri. Da? El se repetă practic de două ori chestia asta. A doua este puțin mai scurtă la final, dar e aceeași. Da? Trebuie să meargă așa. Aici este do simplu cu si becar mordent în jos. Da? Încă o dată de la pasaj. La două ăsta trecem în poziția întâi înapoi. Ok. Hai acum să mergem mai departe și apoi o să recapitulăm bucata asta. Deci așa merge. Încă o dată mai rar. Aici avem solul ăsta scurt, forșlag. Prima dată pe do diez ne așezăm cu trilul. A doua oară cu do becar. Și finalul este la fel cum am avut multe de astea. Cu la becar, știți voi, da? Încă o dată pasajul. Do diez. Do becar. Și la final avem... Deci... L-am mai avut pasajul ăsta. Pe do becar. Da, și mergem cu sfârșitul. Încă o dată. Și asta e finalul părții. Hai încă o dată să facem bucata asta a doua din partea 4, da? Și apoi toată partea 4 recapitulăm. De la pasajul de la sol de jos. Deci asta ar fi a doua bucată. Acum hai să o lipim cu prima bucată și să avem toată partea a patru. Thank you.
asta este partea 4. Hai cum să mergem cu partea 5-a, care este și returneala de final. Se poate folosi și ca returneala de început, nu este nicio problemă în acest lucru. Sună cam așa, se cântă în octava 1 la început. Cam asta este partea 5-a, cum ar veni, sau returnela. Hai să o detaliem de la început, da? Deci se începe de la forșlag do diez spre si mordent în jos. Cu la becar, când avem cum altfel. Aici apoi trecem în semi-poziție cu degetul 2 pe si și 1 pe la diez, da? Aici. Da? Atenție, forșlagul ăsta se întinde deci 4 tocmai la la diez. La becar nu prea sună bine aici. Încă o dată. Prima dată avem sol diez la mi, fără niciun melism. Și a doua oară venim la sol cu mordent în jos la semiton. Da? Deci sună așa. Apoi facem chestia asta la si cu tril, deja pe coarda la, da? Nu ne ridicăm aici în poziție. Venim pe coarda la. Deci cum am rămas cu degetul 4 pe la, apoi venim la 0 forșlag spre si becar tril rapid. Da? Și apoi revenim înapoi la forșlag și sol mordent în jos. Și sună așa. Apoi se repetă chestia asta, doar că avem la început fa tril, fa diez tril și nota mi. Da, deci se repetă practic bucata asta. Hai încă o dată de la începutul părții. Mai departe avem fa mi mi, fa tril rapid legat cu primul mi. A doilea parte. Aici iarăși trecem în semi-poziție. Mi cu degetul 2, re diez cu degetul 1 și la re diez vom face o mordentă în jos cu re becar. Și deja nota si obișnuită cu degetul 2. Da? Mai departe avem un pasaj care ne ridicăm deja spre octava de sus, da? Pe mi minor. Pentru că partea asta e mi minor. Încă o dată. Mi, sol, becar, si, mi, fa diez, sol. Ăsta e pasajul. Aici avem mordent în jos, desigur că la semiton. Și apoi sol, diez, si, becar, forșlag și la nota de bază cu glisando în jos la sfârșit, da? Oltenește, gorjenește, da? Spuneți cum vreți voi. Apoi, în timp ce facem la glisando în jos,
Unde am ajuns cu la-ul, băgăm si-ul cu degetul 4, ca și cum ar fi si, el de fapt aici nu e si, dar îl punem noi degetul 4 și glisăm în sus, înapoi, cum ar veni, deci la-ul vine în jos, apoi cu 4 înapoi îl ducem în sus spre nota si. Nu ne trebuie efectul ăsta, practic, de glisando ultenesc, da? Așa sună, da? Și notele astea sunt egale, si cu la, mai apoi, da? După asta merge poziția 3, după glisandul ăla pe si. La forșlag, si tril. Apoi, da, la și sol mordent în jos, la semiton. Aici avem mi forșlag spre fa. Da? Revenim la mi, apoi în poziția 3 mordent în jos la semiton. Și tril, rapid, la semiton, în sus. Deci sună așa bucata asta. Hai să vedem de la început părții. Asta e prima jumătate a returnelei, sau părția 5-a, da? Hai să o vedem. Pasaj. Așa, deci asta este prima jumătate, a doua jumătate se cântă sus cu o octavă, da? Hai să vă arăt rar. Deci este vorba de poziția a treia, începem de la do diez, forșlag spre si mordent în jos, la semiton. Mi-ul punem cu degetul 4, nu e flageolet, că nu o să se primească să faceți flageolet curat în așa tempou. Întindem degetul 4 pe mi. Si la diez tril. Mai departe, poziția întâia trecem. Da? Apoi sol diez. Întâi merge cu forșlag si. Apoi după miul ăsta merge mordent în jos la semiton. Da? Să fie așa. Apoi avem locul ăsta în poziția 3-a și înapoi în poziția 1-a. Practic se repetă ca și în octava de jos, de prima oară, da? Doar că este în poziția asta, este în octava asta de sus și trebuie să trecem în poziție. Că ea se repetă ca și jos, doar că cu octava în sus. Hai încă o dată. Da, mi 0 cântăm și apoi când venim la chestia asta, o cântăm cu 4 ca să putem face să nu fie trecerea de pe o coardă pe alta, da? Deci re diezul la semiton facem mordent în jos. Și încă o dată se repetă.
doar că avem încă un mi, ăsta e finalul piesii, da? Încă un mi la sfârșit avem, care este, îl cântăm cu zero, că n-are rost să-l facem în poziție, da? Deci se repetă practic bucata asta a doua, sus, se repetă identic, da? Și ultimul mi este scurt. Ok, hai să recapitulăm toată returnela asta, toată partea a cincea și deja o să vă arăt și trăsăturile de arcuș după asta. Deci, se începe în octava întâi. Și asta este toată piesa. Hai să vă arăt și trăsăturile de arcuș, să vedeți cum să faceți direcțiile pentru piesa asta, pentru că este foarte important, mai ales că piesa are un tempo foarte rapid și dacă nu aveți o metodă de direcții de arcuș bună și de accente, atunci o să fie foarte greu să o cântați în tempo-ul ei original. Deci hai să vedem intro-ul. Se repetă. Și se începe sârba, prima parte. Mai departe.
astea două în sus. Sus pasajul. Iarăși în jos aici. În sus. În jos. În jos iarăși. În sus pasajul. Aici în sus. În sus aici. Și ultima parte.
Dacă e pentru codă, facem miu la fel în sus. Scurt.